Este ora 15, stimați telespectatori, începe regiunea în obiectiv. Sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Despre importanța orientării în viață și în carieră discutăm acum. De altfel, este subiectul care deschide ediția de astăzi a emisiunii noastre. Alături de mine se află Esther Marshall, este psiholog organizațional și specialist în resurse umane. Îți mulțumesc foarte mult, Esther, că ești alături de noi. Eu îți mulțumesc. Știu că desfășori o adevărată campanie în această perioadă, iată, cu privire la orientarea în viață și în carieră. E o sintagmă pe care vreau să ne-o explici. E ceva cumva nou. Și știu că nu, atunci când vorbim de joburi, de satisfacția până la urma muncii, salariul și avansarea nu mai reprezintă singurele beneficii pe care oamenii le caută. Așa este. Își doresc sens, își doresc utilitate, își doresc o cale aparte, originală, ceva nou, poate de multe ori. Doresc să schimbe, doresc noutăți din mai multe privințe. Aici poate că ar fi important să precizăm încă din capul locului despre faptul că nu doar copiii care sau tinerii care se află în liceu și își doresc să urmeze o carieră, poate că traversează o astfel de etapă în care sunt mai dezorientați sau nu știu din paleta de oferte ce să aleagă. E vorba și de oameni care deja activează în câmpul muncii, nu de o Așa vreme, este. Pe vremuri cumva... Intrai într-o meserie și ieșai la pensie din aceeași meserie. Lucrurile nu mai stau așa. Nu mai e așa. Candidații noștri, cred că în proporție de 80% sunt de peste 30 de ani. Până în 40 de ani. Foarte mulți sunt după primii 10 ani de carieră. Poate după 3 joburi. Și nu găsesc un răspuns pentru... Ce ar trebui să facă să se simtă mai bine? E ceva ce îi nemulțumește sau mai degrabă doresc alte provocări? Sau care sunt motivele? Primele interviuri pe care le-am susținut pentru a vedea mai multe aspecte, pentru a înțelege la fiecare persoană cam care sunt specificațiile, am observat că mulți nu se simt apreciați. Sau nu reușesc să-și găsească un job care să se potrivească personalității sau scopurilor de viață pe care și l-au asumat. Sunt și mămici care, pe lângă copii și familie, nu reușesc să găsească destul de multă flexibilitate pentru o cale mai creativă, de exemplu. Rezolvările sunt multiple și cerințele sunt foarte multe și foarte distincte. Fiecare caz e aparte și vom încerca să le tratăm ca atare. Expertiza ta cumva se nișează în această perioadă pe zona aceasta inginerească, să spunem, sau tehnică, logistică, nu intră chiar puțin în partea de business, în partea economică a lucrurilor. De la o abordare generalistă, în momentul în care mergi în această nișă, să spun așa, diferă procesul de consiliere, de orientare, de recrutare până la urmă? Există diferențe, pentru că cu cât domeniul este mai specific, cu atât este mai clar ce ne dorim și ce ar trebui să știe o persoană. Și testele pe care le aplicăm de multe ori implică și persoane pe domeniu. De exemplu, pe domeniul ingineriei sunt și ingineri care participă la selecție. Totuși, există și generalități și competențe mai generale pe care le cam căutăm la toată lumea. Cum ar fi comunicarea, munca în echipă și astfel de competențe și trăsături. Chiar am auzit, am citit de fapt o idee extrem de interesantă în Statele Unite, care cumva guvernează acest proces de orientare și de selecție exact pe acest domeniu, în care accentul cumva se pune în plan secund pe ceea ce știe să facă persoana, foarte tehnic vorbind. De bază sunt aceste lucruri, cum spuneai și tu, aceste abilități mai soft, de a comunica foarte bine, de a lucra foarte bine într-o echipă, pentru că spun ei, orice abilități le poți învăța la fața locului, dar dacă tu produci turbulențe într-un mediu de lucru, dacă aduci tensiune, dacă aduci conflicte, atunci chiar dacă ești foarte bun în ceea ce privește abilitățile tale, performanța până la urmă va fi afectată și atunci cei care sunt așa specialiști ca tine se uită în primul rând la aceste trăsături, iar apoi prin training, prin dezvoltare, nu la fața locului sau... Pe anumite domenii, da, dar totuși sunt și cunoștințe pe care ar trebui să le Absolut. Ai. Deci dacă, de exemplu, vorbim de domeniul construcțiilor,
un inginer care a absolvit pe domeniu, altfel înțelege problemele, altfel poate fi integrat într-o organizație. Dar reținem aspectul că aceste trăsături de personalitate, de integrare alături de ceilalți, sunt extrem de importante, așa cel este. Puțin în egală măsură, așa privite este. Ca, până la urmă, factor care așa poate este. Să prezică deci succesul. Conflictele, în general, pe care le poate aduce cineva într-o echipă, de fapt, sunt toxice pentru întreaga echipă și se pierde energie pentru rezolvarea acestora. Și toată lumea preferă să utilizeze energia pentru rezolvarea proiectelor, nu pentru rezolvarea conflictelor pe care nu ar trebui să le aibă neapărat. Ne-ai profilat cumva până acum, am văzut câteva lucruri pe care și le doresc cei care se angajează într-o anumită profesie. Știm ce vor și firmele, ce vor companiile de la ei? Tendințele sunt la fel. Deci își doresc oameni cât de competenți, care să stea mult, care să nu fie foarte greu de abordat. Își doresc rezultate, performanță, inovații, ca și până acum. Oameni care au energie, oameni care au creativitate, logică foarte bună și, dacă se poate, comunică în cel puțin 3 limbi străine. Pentru că se schimbă cerințele din piață. Deci engleza deja e un minim necesar. Mulți își doresc și franceză, și germană, și poate maghiară, pentru că lucrează la proiecte internaționale de cele mai multe ori. Da, cumva nu cred că meseria ta este ușoară în aceste vremuri pe care le trăim acum. Se vorbește foarte mult despre o criză a forței de muncă. Da? Nu, sunt foarte multe companii care sunt afectate de această situație, nu găsesc oameni, dar în același timp rămâne cumva această presiune. Aș vrea oameni, dar nu doar că aș vrea oameni, aș vrea oameni buni. Cumva firmele au început inclusiv să mai lase mai jos ștacheta, au spus vrem oameni care să vină, o să-i formăm noi, chiar dacă nu au toată pregătirea pe care noi să vină cineva. Să vină cineva. Da. Simți această presiune în piață? Cum se întâmplă lucrurile? De cel puțin 3-4 ani simțim această presiune. Da, și într-adevăr, deja apar compromisuri care n-a vorbit nimeni în urmă cu 10 ani. Poate nici n-am crezut că ajungem... Asta vreau să zic. Putea cumva să fie prevăzut această situație? Se putea face ceva în momentul în care, poate că, nu știu, am fi... Nu cred că se putea face nimic. Cred că sunt niște tendințe pe care, chiar dacă nu doream să le acceptăm, le puteam vedea. Pentru că deja experiența de viață și experiența internațională pe care o au, de exemplu, tinerii, deja la 18-19 ani, ghidează altfel gândirea, ghidează altfel motivația, apar alte lucruri și uneori generația care poate are deja 20 de ani de vechime în conducere și în management, nici nu reușește să înțeleagă. Cumva vorbim de limbaje diferite, de nevoi diferite, da. Clar, de nevoi de percepții diferite. Toleranță la frustrare diferit, idei diferite, obiective diferite, scopuri diferite și compromisurile nu sunt neapărat foarte bine tolerate. Deci dacă nu vom reuși cumva să creăm un sens care oarecum să se conecteze cu organizația, riscul foarte mare să pierdem oamenii și pierdem mulți oameni rapid. Oricum, atunci când ne uităm la datele care vorbesc despre migrația românilor în alte țări, da. Statisticile sunt îngrijorătoare. Ți s-a întâmplat să ai în acest proces de orientare sau de recrutare oameni care au lucrat în afara țării și care s-au întors? Au ei o percepție diferită despre muncă? Cam 20% dintre candidați au avut experiență, din câte știu, prin Germania și Anglia. Cum sunt ei ca și profil? Diferă față de angajatul care a lucrat întotdeauna în România? Vin cu o altă optică, cu o altă mentalitate, cu altă seriozitate? Cu siguranță. Vorbește-ne, te rog, despre lucrurile astea. Ceea ce văd eu în aceste cazuri e că cu cât a fost mai lungă experiența în alte țări, pe câmpul muncii, cu atât va fi mai greu să fie mulțumiți la un actual job.
sau asta la un job, cum să mă exprim corect, care nu are nimic special sau nimic în comun cu scopurile lor. Unii se întorc să-și facă un business, de exemplu. Deci ori reușesc să meargă pe acea cale, ori la un salar mult mai mic, vor avea frustrări până la urmă. Adică, de fapt, din această nemulțumire a lor, noi înțelegem că nivelul la care se raportează companiile din România cu privire la angajații lor este într-un mare decalaj cu ceea ce au văzut oamenii ăștia și au trăit în experiența lor profesională. Depinde de sector. Cred că depinde foarte mult de sectorul de activitate, nu pe toate. Deci n-aș spune acest lucru. În special multinaționalele care au sedii în mai multe țări, totuși reușesc să găsească calea potrivită. În schimb, nu toți lucrează la multinaționale. Da. Depinde de carieră, de domeniu, de multe aspecte. Și spuneai puțin mai devreme... Chiar și de gen. Aha. Chiar și de gen. Ce ne spun aceste date? Tocmai am citit un studiu în care spuneau că în Germania, de exemplu, Germania, care la partea salarială și la beneficii totuși e ok la nivel european, 40% din femei nu sunt mulțumite la locul de muncă și abia 30% din bărbați au aceeași problemă. Nu e foarte mult. Absolut. 10% diferență. Nu știu cum e în România, ar trebui să vedem. Ar fi foarte interesant să vedem și cum e înainte de familie și după familie, pentru că se schimbă puțin lucrurile cu copiii care ar intra în viața mamelor, indiferent de profesie. Deci vorbim și de profesii în care mamele respective au învățat foarte mult. Da, și trebuie să le spunem telespectatorilor noștri faptul că se întâmplă o chestie interesantă în țara noastră. Este vorba despre Pactul pentru Muncă, un program care încurajează exact ceea ce spuneai tu. Oameni care vin din străinătate se reîntorc în țară și doresc să pună pe roate, să pună pe picioare propriile lor afaceri sau idei de afaceri. Colegii mei de la știri au surprins această inițiativă în imagini pe care vă invit să le urmărim chiar acum, după care revenim în platou. Rămâneți cu noi! În Cluj sunt disponibile 5.000 de locuri de muncă. Este una din zonele României care duce o acută lipsă de potențiali angajați. Domeniile sunt diverse, dar cea mai căutată profesie este cea de programator. Cum atragem personal calificat, care sunt tendințele pieței muncii? Cum îi convingem pe cei din conducerea marilor companii să nu își mute producția în alte țări? Sunt doar câteva dintre temele abordate în cadrul primei întâlniri din seria conferințelor Pactul pentru Muncă. Continuăm dezbaterile. Cu ajutorul dumneavoastră trebuie să continuăm să facem presiune, noi, mediul antreprenorial, până când lucrurile se vor schimba. Trebuie să existe un dialog. Nu trăim în țara surzilor, unde noi venim și spunem problemele pe care le avem, problemele cu care ne confruntăm și care trebuie rezolvate și să continuăm să punem sub preș gunoiul. Cel puțin eu astăzi aici am văzut o deschidere incredibil de bună. Îmi doresc să continuăm în acest stil, pentru că asta înseamnă că există deschidere pentru dialog. Spun fără echivoc, cea mai importantă resursă a planetei nu este nici aurul, nici pădurea, deși sunt importante, este resursa umană. Și acest lucru este simplu, să ne uităm la națiuni care au investit în educație, sunt națiuni care au câștigat și de acolo începe până la urmă totul, de la educație. Fără forță de muncă adecvată, totul devine dificil. Actuala criză de resurse umane din România este rezultatul a peste 20 de ani de schimbări structurale profunde. Sprijinul autorităților este vital pentru a găsi soluții. Am dat astăzi câteva mesaje și legat de ceea ce încercăm să finanțăm pe zona de calificare și formare profesională. În primul rând, ne dorim să actualizăm conținutul cursurilor pe formare profesională, nu doar să le finanțăm ca și cursuri curente. Conținuturile trebuie să fie relevante pentru meseriile pe care le vor practica cursanții finanțați din fonduri europene și am discutat despre ceea ce finanțăm pe self-employment, start-up-uri și întreprinderi sociale. Avem și noi, ca și angajatori, responsabilitatea să sensibilizăm autoritățile, să tragem un semnal de alarmă că avem nevoie de anumite competențe, să mergem către autorități și să spunem clar, cu voce unitară, de ce anume avem nevoie, ca și sistemul de învățământ la rândul lui să ne poată livra acești absolvenți. Aceste școli de meserii să devină atractive, să fie îmbrățișate de noile generații care vin, ar fi un lucru extraordinar.
din câte știu, se lucrează în sensul acesta. Există autoritățile și celelalte entități care provin din zona organizațiilor, care militează și vin cu aceste probleme pe masa factorilor decizionali. Am speranța că va fi mai bine. Concluziile acestor discuții se vor concretiza într-un memorandum, agreat și susținut de toți participanții la dezbateri, care va fi transmis factorilor decizionali. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, vă reamintesc că Esther Marșalco este alături de mine, e specialist în resurse umane și psiholog organizațional. Discutăm despre importanța orientării nu doar în carieră, ci și în viață. Iată, am văzut imaginile surprinse de colegii de la știri, Esther. Ne întoarcem cumva exact în această zonă a educației. Dacă abilitățile absolvenților sau a celor care ajung să candideze pentru un post nu sunt doar cele tehnice, sunt și acestea de interacțiune până la urmă, de relaționare umană. Așa. În ce măsură se concentrează școala să le dezvolte? Îmi spuneau profesori care stăteau aici la masă în locul tău, chiar inspectori, din păcate școala din România se orientează numai pe performanță, nu ne interesează cum se simte elevul la școală. Ce putem face aici? Ceea ce văd eu și studiile mele anterioare au fost focusate puțin pe studenții neperformanți din diferite facultăți. Eu cred că la liceu avem foarte multe minusuri. Acolo se scurt-circuitează lucrurile. Nu neapărat mă refer la informațiile pe care le învață studenții sau elevii, scuze, ci la felul în care învață ei să învețe. Dezvoltă puțin, te rog, această idee. Foarte mulți studenți în anul întâi de facultate își dau seama în sesiune că habar nu au cum să se acomodeze la materialul pe care îl au de parcurs, de exemplu, în prima sesiune. Și când își dau seama că tot ce au avut de învățat pentru BAC e acum concentrat doar pentru un singur examen și n-au strategii. Și urmează un șoc, urmează diferite tentative de acomodare, poate nu reușesc să structureze foarte logic ceea ce ar trebui să învețe, se sperie, unii dintre ei sunt foarte stresați. Poate ar trebui să-i învățăm să învețe mai bine și să știe din timp ce își doresc, nu în anul 3 de facultate sau nu la 33 de ani, chiar dacă o carieră se va schimba pentru că așa este lumea. În schimb, riscul este mai mic să piardă ani de zile focusându-se pe un domeniu care nu le place. Iată. Poate să se duc în direcția respectivă pentru că așa le-a spus mama. Sau se pare că e un domeniu atractiv pe piață. Sau n-au știut unde să meargă. Sau n-au știut că de fapt au o logică foarte bună pe domeniu tehnic. Nimeni nu i-a testat. Inclusiv matematica este predat foarte abstract, fără să gândim în probleme reale, de exemplu, reale, concrete. Și, uite, avem 30% dintre elevi care nu promovează BAC-ul, pentru că probabil nici nu știu de ce. Nu neapărat pentru că n-ar putea sau n-ar avea un potențial de învățare care prin muncă să dea roade. Ar trebui să știm mai clar ce ne dorim și cred că din clasa noua sau poate înainte deja să știm. Vor fi voci care vor spune da, dar au parte de consiliere, vezi, doamne, inclusiv vocațională în timpul liceului. Așa că știu sau ar trebui să știe. Ok, un profesionist la câți elevi? Unul la 150? Nici nu știu. Nu m-am uitat la o statistică pe domeniu. Și ce pot să fac atunci acești copii? Ce șanse au? Unii caută pe internet. Nu neapărat sunt cele mai bune surse, cele mai validate științific teste care să le arate spre ce ai tu înclinații, spre ce ai tu abilități, cumva un predictor al satisfacției la locul de muncă. Ce șanse au acești bieți copii care nu sunt vinovați cu nimic pentru faptul că sistemul e strâmb și îi lasă de izbeliște? Nu învață nici să învețe, nu le descoperă nici abilitățile, ba dimpotrivă, îi uniformizează cel mai adesea.
Nu cred că putem să spunem că doar sistemul e de vină. Deci, până la urmă, pentru educația unui copil răspunde și familia. Deci, nu cred că vom avea un sistem care să le rezolve pe toate. Chiar dacă va trebui să schimbăm, sunt niște valori culturale pe care le avem noi în această țară și, până la urmă, a fi descurcăreț nu mai este neapărat legat de școală, ceea ce este greșit. Pentru că, ok, poți să fii descurcăreț până la un anumit nivel, dar ca să fii foarte, va trebui să și înveți. Și va trebui să ai un scop, să lucrezi mult, să lucrezi poate 10 ani, 20 de ani, să te dezvolți, să ai parteneri cu care să lucrezi, că nu poți să fii întotdeauna singur. Sau chiar dacă îți faci un business mic sau aduci mașini din Germania, care pentru mulți tineri e o șansă, s-ar putea să nu fie ceea ce își va dori pe termen lung. Ar trebui văzute mai multe motive și gândirea critică pusă în aplicare și de familie și de multe ori nu știu ce să-și aleagă pentru că n-au văzut pe nimeni lucrând într-un domeniu, nu știu ce înseamnă. Este o organizație în Elveția, se numește Ter de Zom, e un ONG care îi ia pe acești copii, inclusiv pe cei din școala generală, nici nu trebuie să ajungă în liceu și fac, în opinia mea, un lucru extraordinar cu ei, acolo unde se poate, sigur, nu în chirurgie și așa mai departe, dar în meserii unde este posibil, îi duc pe acești copii, aveau un program, de exemplu, pe zona de radio și televiziune și puneau copilul să fie coprezentator cu angajatul de la radio respectiv, adică nu doar, hai să-ți spun câteva cuvinte despre ce înseamnă să fii om de radio sau de TV. Te pun acolo pe scaun și îți dau măcar o parte din emisiune să o gestionezi tu, ca să vezi exact ce înseamnă, cum o pregătești, cum o livrezi, cum se face. Succesul va depinde de toată țara, de toată comunitatea care promovează valori, promovează diferite abordări care nu sunt neapărat cele mai potrivite în acest moment pentru copii, pentru adolescenți, pentru tineri. Există cumva o corelație sau lucrurile merg cumva așa din aproape în aproape? Pentru că mă întorc la ceea ce spuneai puțin mai devreme. Elevi nemulțumiți sau elevi debusolați sau elevi care nu fac performanță. Neperformanți. Unii dintre ei poate chiar la aproape de eșecul școlar. Studenți care, iată, sunt și ei nemulțumiți. Devin aceștia angajații nemulțumiți sau sunt oamenii care preferă să fie în zona de asistat social? Nu neapărat. Eu cred că sunt și foarte mulți studenți eminenți care nu-și găsesc locul sau o să aibă o criză în momentul în care nu mai iau acel 10 pe care l-au tot luat ani de zile și ies pe piață, nu știu ce să facă, în ce direcție să meargă, dacă e ok, nu e ok, niciun feedback nu mai este atât de clar ca și o promovare de examen sau un 10 luat, un 9 luat, un 6 luat la examen. Și abia atunci apar problemele de multe ori și nu înțeleg pentru ce au învățat, de exemplu. Adică exact acea lipsă de sens de care vorbeai la început. Nu-și mai găsesc sens. Exact. Revenind la campania pe care voi o desfășurați, înțeleg că cei care doresc să participe trebuie să se înscrie. Dă-ne câteva detalii tehnice despre cum se prezintă situația. Avem pe site, la serviciu, un buton pe care dacă o să-l apese, au un formular de înscriere. Și fiecare va fi invitat la o discuție, să vedem care sunt aspectele specifice, care e situația lor, să putem vedea și noi dacă putem ajuta și cât putem ajuta. Ce înseamnă acest ajutor? La ce să se aștepte? Ce probabil că unii se întreabă, bun, ce o să facă ei pentru mine? O să-mi găsească acel loc de muncă la care eu visez, care să fie exact așa cum îl doresc eu, în care să mă bucur de toate, adică toate acele nemulțumiri pe care le numeai să le întoarcă cei ca Ester în lucruri în favoarea mea, să fiu apreciat, să fiu valorizat, să primești un salariu pe măsură, să fie întotdeauna ceva nou, provocator și creativ pentru mine? Eu a spune că o să-i ajutăm în a găsi răspunsuri, în a se cunoaște mai bine, a vedea care sunt plusurile, minusurile lor, ce pot compensa, ce pot influența și ce nu. Și ar trebui să ajungem la un plan de carieră. Care... E o noțiune foarte interesantă care, din păcate, cred că românilor, multora dintre românii, e străină, plan de carieră.
Da, este, într-adevăr, e o noțiune străină. Vom lucra la scopuri, vom lucra la pași, o să vedem de ce studii are nevoie ca să se reprofileze, de exemplu, care e un minim necesar, care sunt scopurile lor de viață, ce tipuri dintre aceste scopuri sunt mai toxice și care ar fi mai benefice pentru sănătatea lor, de exemplu. Cred că într-un final vor avea un CV adaptat, inclusiv online, vor avea niște scopuri clare, pași pe care ar trebui să le parcurgă și ar trebui să înceapă să se ducă pe direcția respectivă. Rezolvările vor fi multiple și vor fi 30 de ore pe care le vom aloca să găsim variante și rezolvări pentru fiecare în parte. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi și pentru că ne-ai dat toate aceste detalii interesante. Mult succes în derularea acestei campanii. Mergem acum mai departe, doamnelor, domnilor, descoperire impresionantă în centrul Clujului. Ruina porții principale prin care se intra în orașul medieval a fost scoasă la lumină în timpul unor lucrări de modernizare a unei străzi principale. Arheologii au întrerupt temporar activitatea muncitorilor pentru a analiza rămășițele și pentru a le conserva. Priviți! Turnul de nord al orașului medieval a fost descoperit în timp ce muncitorii de pe strada Ferdinand se pregăteau să monteze această țeavă de canalizare. În acest moment, arheologii au venit aici, au oprit lucrările și în continuare analizează ruina. Arheologii spun că zidul din piatră a fost construit în anul 1404 și a stat în picioare mai bine de 400 de ani, până când a fost dărâmat odată cu dezvoltarea orașului. Vorbim de unul dintre cele mai importante turnuri ale Clujului secolelor 15-16. Discutăm de orașul Cluj, de momentul în care așezarea ajunge la cel mai înalt standard al prosperității sale. Este turnul uliței Podului, foarte important din multe puncte de vedere. Odată acest turn racorda piața centrală a orașului de Someș. Ruina are o lungime de 11 metri și se află sub strada Ferdinand, o arteră intens circulată din centrul Clujului. Inițial, doar o parte din latura de vest a zidului turnului din această parte a orașului a fost detectată și ulterior s-a dezvelit în mai mare măsură. Din păcate, nu putem acum să cercetăm întreaga structură a turnului, dar oricât să ne mulțumim că am putut cu această ocazie a reabilitării străzii. Monumentul nu va putea fi inclus într-un circuit turistic, singura acțiune pe care o pot face arheologic, fiind conservare sub pământ. Peste acest monument se va pune un strat de nisip, apoi un strat de pietriș și marcarea pe stradă a locului zidului, respectiva turnului orașului medieval. Descoperirea nu va afecta proiectul de modernizare demarat de primărie, care prevede mai multe dotări care vor schimba cu totul aspectul străzii. Schimbarea iluminatului cu tehnologie LED, plantarea de aliniamente de arbori, acel sistem automat de irigare de arbori, pavarea cu piatră naturală a trotuarelor. Traficul în zonă ar urma să revină la normal până în decembrie, iar trotuarul la sfârșitul primăverii. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, urmăriți regiunea în obiectiv și vă mulțumim pentru asta. Debutează stagiunea 2019-2020 la Teatrul Național din Cluj-Napoca și debutează direct în trafic. Despre ce este de fapt vorba o să aflăm chiar acum de la invitata mea, doamna Andreea Acob, este regizor. Sărut mile, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Și noi mulțumim foarte mult că ne acordați atenție. Săpături în Cluj, foarte multe lucrări în trafic. Mergeți și dumneavoastră acolo cu tot cu teatru. Într-un fel facem același lucru. Mă bucură că am văzut chiar acum știrea aceasta, mă bucură că s-a descoperit acea poartă a cetății vechi. Și într-un fel asta încercăm să facem și noi cu acest proiect care se numește Săptămâna de Teatru în Autobuz. 9-15 septembrie, îmi scuze că v-am întrerupt, le spunem telespectatorilor. În această lună. El este un proiect care se desfășoară în fiecare lună anului, începând din martie și va merge până în decembrie inclusiv, când Teatrul Național va împlini 100 de ani de existență. De altminteri, acesta este motivul pentru care am inventat acest proiect. Sărbătoriți centenarul chiar în mijlocul clujenilor. Absolut.
Și astfel, în fiecare lună, avem câte o săptămână în care diferite înregistrări făcute special pentru acest proiect cu actorii teatrului nostru rulează în mijloacele de transport în comun. În acest proiect făcut într-un parteneriat foarte generos și primit cu entuziasm și căldură de compania de transport public Cluj-Napoca, cărora le mulțumim pentru entuziasm și suport. Și le spuneam telespectatorilor, pentru această săptămână, 9-15 septembrie, ne propuneți aforismele lui Constantin Brâncuș. Tocmai, de aici și comparația mea cu descoperirea vechii porți a cetății Napoca. Am încercat să folosim pentru aceste pastile de autobuz, texte mai puțin cunoscute, texte mai puțin vizitate. Și iată, în această lună m-am bucurat foarte mult să mizăm pe aforismele lui Brâncuș, despre care poate să știe mai puțin, în afară de sculpturile lui, pe care cred că și pe ele mai trebuie să le descoperim, să știe, cred, puțin despre aceste texte ale lui, care sunt foarte pline de spirit și pe care eu n-aș fi vrut să le citesc mai de demult, poate aș fi fost mai înțeleaptă decât sunt acum. Și cred că vocile actorilor noștri, Cristina Pardanski și Cornel Răileanu, care pentru mine sună ca și teleenciclopedia. Vreau să vă întreb și tehnic, cum i-ați ales, cum v-ați gândit, cum ați văzut dumneavoastră ceea ce acum s-a transformat în această pastilă, cum spuneați, care va rula? Cred că mă ajută intuiția de cele mai multe ori, pentru că actorii pe care i-am selectat pentru aceste diferite episoade, să le spunem așa, ale acestui proiect, au fost foarte încântați de textele pe care le-am identificat pentru fiecare în parte. Cornel Răileanu și Cristina Pardanski au fost foarte încântați la repetiții de aceste texte și au fost niște repetiții foarte obositoare, pentru că am discutat mult pe tema mesajelor de acolo și asta, firește, că a ajutat ca ele să fie transmise, citite de ei cât mai simplu, dar cât mai clar în același timp. Simplitatea este complexitatea rezolvată, spune Brâncuș, iată, într-unul din aceste aforisme. Ați luat textul pur și simplu și l-ați văzut așa cum avea să arate după? I-ați văzut acolo, în filmul ăla, să spun așa, pe Cornel Răileanu, pe Cristina Pardanski? Sau au fost modificări? Ați pornit de la ceva și ați ajuns la cu totul și cu totul altceva până la final? În primul rând că nu i-am văzut, i-am auzit. Ceea ce e destul de nou și pentru mine. Din păcate, tradiția de teatru radiofonic nu prea mai există, cel puțin nu în Cluj. Dar le-am auzit mental vocile și mi s-au părut foarte potrivite. Și asta trebuie să fie. Cu siguranță e o confirmare. Iar alegerea textelor lui Brâncuș, repet, vine dintr-o zonă de căutări ale mele și pe care doresc mult să le împărtășesc și cu alții. De pildă, în luna iunie, cu care am închis stagiunea, episodul din luna iunie a fost cu aforisme și cugetări de ale lui William Shakespeare. Am păstrat puțin zona teatrului, dar am ieșit din teatralitate. Ne vom întoarce la teatralitate în lunile noiembrie și decembrie, când vom pregăti chiar scene de teatru din dramaturgia universală pentru noiembrie și dramaturgia românească pentru decembrie, și asta cred că va fi interesant pentru toată lumea, de la colegii mei actori până la călătorii de pe mijloacele de transport în comun, că va fi, pentru că va fi o nodare între ideea de teatru radiofonic și a face, repet, pastile și nu texte foarte lungi, astfel încât ele să poată avea sens și pentru călătorii care merg doar o stație sau două și să nu trebuiască să rămână un fel de teatru în autobuz între ca stații, să înțeleagă până la sfârșit. Cum v-a venit această idee a teatrului în autobuz? Numai merg oamenii la teatru, dar vine și teatru, iată, cu noi în mijloacele de transport în comun. Păi cred că e foarte sănătos așa. Ideea mi-a venit din două motive. În primul rând, pentru că îmi place foarte mult teatrul radiofonic și am crescut, mi-am petrecut cea mai mare parte a copilăriei în bucătărie cu bunicul meu, ascultând, atât de bine reprezentată, din păcate, această ascultând zonă. Da, teatru radiofonic. Și în al doilea rând, îmi place foarte mult să merg cu mijloacele de transport în comun și într-o bună dimineață m-am gândit, mergând înspre teatru, că ar suna bine
la ore nu foarte aglomerate, firește, ca să nu devină o corvoadă, că ar suna foarte bine să putem auzi niște lucruri interesante. Și din acest motiv, în această săptămână de teatru, înregistrările noastre nu merg non-stop, merg doar între orele 10 și 12 și 19 și 21. Repet, ca să nu meargă în orele înghesuite și să devină minus, ca să fie plus. Așa am auzit oameni care spuneau că vor merge în intervalul ăla de dragul de a asculta, nu neapărat pentru că aveau de mers. Și într-adevăr, în fiecare dintre aceste săptămâni am mers și eu cu autobuzul și are un iz foarte romantic, cumva. Ați dacă început doriți. În martie, nu-i așa? Am început în martie, atunci avem un puls? Care e reacția? Sunt foarte curioasă. Noi nu am urmărit oficial reacții, pentru că nu ne dorim neapărat să devină o strategie de marketing acest proiect. El este ceea ce este. El este dedicat literalmente din inimă oamenilor. Și eu și colegii mei și teatrul este foarte doritor să vină în întâmpinarea celor care doresc să, iată, asculte. Dar colegul dumneavoastră, Vasile Hotea Fenezan, știu că a realizat un vox și sunt foarte curioasă să aflu, cred că acesta va fi primul feedback oficial. La cald. În rest, doar am tras cu urechea, plimbându-mă eu la rândul meu în aceste ore și m-am bucurat de bucuria oamenilor care ascultau și m-am bucurat că cei care nu aveau chef să asculte nu erau deranjați. Dar zâmbetele acelor câțiva oameni pe care i-am întâlnit mi-au confirmat că facem ceva destul de regulă. A fost greu să-i convingeți pe cei de la compania de transport public? Cum au primit inițiativa? Nu, deloc. De asta am și ținut să încep cu mulțumire. Au fost chiar foarte entuziasmați. Îmi spuneau că au mai avut o serie de colaborări cu cei de la Filarmonica de Stat din Cluj-Napoca, dar care au fost intervenții live în persoană. Un proiect de tipul acesta n-au mai avut și deschiderea lor a fost grozavă și continuarea relației, că de obicei ăsta ar putea fi pericolul, implementarea efectivă să fie mai îngreunată, dar de data asta am avut parte de o colaborare absolut impecabilă și foarte elegantă și, repet, au îmbrățișat și ei cu aceeași bucurie ca și noi acest proiect. Vă reamintesc, doamnelor, domnilor, în săptămâna 9-15 septembrie, 10-12 și 19-21 seara, aforismele lui Brâncuș, ce ne mai pregătiți? Nu ne oprim aici. Întregul an este un an de sărbătoare. Cum spuneam, pe 1 decembrie vom împlini 100 de ani de existență. Mulți înainte. Da. Mulțumim frumos. Pentru luna viitoare vom avea fragmente de poeme din scrierile lui Mihai Eminescu și Lucian Blaga. Teatrul Național din Cluj-Napoca, clădirea teatrului, are statuile celor doi scriitori. Lucian Blaga este un scriitor care a trăit mult timp la Cluj. Și atât poeziile lui, cât și ale lui Mihai Eminescu au o mulțime de mărgăritare pe care cred că merită să le readucem în public într-o interpretare mai puțin greoaie. Întotdeauna cred că suferim puțin din cauza asta și sunt sigură că actorii cu care vom lucra împreună cu ei vom reuși să aducem poeziile astea într-o zonă mult mai clară și să descoperim aceste mărgăritare de o inteligență absolut stelară. Amândoi au legături cu lumea stelară. Iar după aceea, cum anticipam deja, lunile noiembrie și decembrie vor fi chiar pastile de teatru, respectiv împreună cu doamna Anca Hațiegan, care este cadru didactic la Facultatea de Teatru și Televiziune, lucrăm la aceste scenarii care vor cuprinde fragmente de scene din cele mai importante piese din dramaturgia universală pentru noiembrie și din dramaturgia românească pentru decembrie. Centenarul Teatrului Național, doamnelor, domnilor, din Cluj-Napoca a sărbătorit, iată, într-un mod extraordinar, prin acest proiect al Andrei Iacob, regizor, în cadrul instituției. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi și mult succes în implementarea acestui proiect. Mulțumim foarte mult și vă așteptăm în autobuze și la teatru din 20 septembrie, când deschidem stagiunea.
Numai bine, mai puțin aglomerație în oraș, folosim mijloacele de transport în comun, avem încă un motiv să facem acest lucru. Noi mergem acum mai departe, doamnelor, domnilor, tehnologia 5G, un vector al progresului. Așa a fost prezentată la Cluj noua tehnologie care dorește să fie implementată în 2020. Clujul va fi unul dintre primele orașe care va beneficia de tehnologia 5G. La nivelul municipiului vor fi montate 5 antene. Suntem atenți la toate afirmațiile pro și contra. Cu siguranță părțile pozitive cu impactul asupra calității vieții oamenilor, inclusiv a clujenilor, vor fi mult mai mari. Capacitatea de a putea sincroniza diferitele dispozitive inteligente din oraș, de a avea cu un adevărat un oraș smart city și prin creșterea calității vieții, pentru a ne menține tinerii acasă, pentru a-i aduce din ce pe cei din sănătate din nou acasă, pentru că vor avea locuri de muncă mai bine plătite. Și Clujul va fi în continuare un pol de atracție pentru toată lumea. Va mai trece ceva timp până la implementarea acesteia, cu toate că operatorii și companiile din domeniu se pregătesc intens pentru asta. Deocamdată însă nu există momentan cadrul legal pentru lansarea comercială. E nevoie și e și parte componentă a strategiei noastre naționale de anumite modificări în legea infrastructurii, tocmai ca statul, autoritățile să vină în întâmpinarea celor care dezvoltă aceste rețele, astfel încât să putem cât mai repede să dezvoltăm și să avem o rețea viabilă. 5G oferă o viteză mult mai mare, înlocuind cu succes conexiunile prin fibră optică. Nu mai sunt întreruperi, deci calitatea poate merge până la 4K pe 5G. Există însă suspiciuni că benzile de frecvență sunt nocive pentru sănătatea utilizatorului. Au prezentat că tehnologia 4G are efecte negative asupra oamenilor și că ar trebui să folosească cască cu fir, ar trebui să folosească mai rar telefonul, să aibă grijă cum încarcă bateria, că îi pot influența. Cum anume ne putem gândi că tehnologia 5G este extrem de sănătoasă pentru oameni? Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a dezvoltat un site www.monitor.emf, unde oricine poate vedea monitorizări ale nivelului radiațiilor. Veți putea vedea, și sunt senzuri în toată țara, veți putea vedea fiecare dintre dumneavoastră nivelul radiațiilor și chiar vă încurajez să consultați acest site. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, turneu de basket internațional League of the Four în cadrul Sports Festival, al treilea eveniment de altfel. Discutăm despre acest subiect chiar acum cu invitații mei, Patrick Ciorcire, organizator Sports Festival, și Rareș Uță, jucător la UBT. Bine ați venit, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Ce înseamnă, Patrick, trebuie să ne explici puțin, iată, prezența acestui eveniment la Cluj-Napoca în cadrul Sports Festival. Da, este, cred că este un turneu unic de basket, este la prima ediție. Noi anul trecut am făcut și cu Panathinaikos Athena un match, dar acest turneu este la prima ediție în acest an. Este un turneu unic pentru România. Vor fi trei echipe foarte puternice: Fenerbahce, Partizan Belgrad, Mornar Bar. Fenerbahce nu cred că are nevoie de nicio prezentare. Partizan este o echipă, un brand foarte mare și, până la urmă, sunt o sărbătoare, pot să spun, a basketului și o promovare extraordinară acestui sport în România. Le spunem celor interesați, în weekendul 14-15 septembrie. Exact. Sâmbătă vor fi două meciuri. Va începe cu la ora 18, va începe ziua cu meciul Partizan-Mornar, prima semifinală, urmată de cumva meciul vedet al acestui turneu, cel mai de interes, meci UBT împotriva lui Fenerbahce Istanbul. Mă gândesc că este o șansă pentru toți jucătorii lui UBT să-și măsoare forțele cu cea mai tare echipă din Europa, pentru că așa este considerată, și ulterior, duminică, la 18 și la 20, finala mică, urmată de finala mare a turneului, așa că două zile pline de basket și toate motivele să fii la sală. Rareș, cum e pulsul în echipă? Toți suntem foarte entuziasmați de acest turneu, este o oportunitate imensă pentru toți să jucăm contra asemenea echipe. Fenerbahce a fost cu 2 ani campion de Euroliga. Și în fiecare an e la Final Four, în fiecare an joacă acolo sus. Toți suntem entuziasmați, toți suntem fericiți și de-abia așteptăm meciul. Vă pregătiți într-un fel anume pentru această confruntare? E altfel acest meci față de altele? E miza, presiunea până la urmă pe voi? Până la urmă încă suntem în presezon, încă ne pregătim. Însă, da, mai psihologic, ne pregătim foarte diferit, pentru că este un pic miza mai mare. Știm că va fi sala plină, va fi un ambient extraordinar. Toți ochii vor fi pe noi. Asta e și de bine. Da, asta e super. La asta visăm toți jucătorii, până la urmă.
Și, cum am spus înainte, de-abia așteptăm să vină weekend în câteva zile. Spunea, iată, Patrick, puțin mai devreme, până la urmă, Fenerbahce nu mai prea are nevoie de nicio prezentare. Care sunt aturile voastre care vă vor face pe voi să câștigați acest meci? Eu cred că suntem o echipă foarte, foarte completă. Avem mix între jucătorii veterani, care au jucat în ligi foarte bune, în Spania, în Italia, peste tot, cu jucători tineri, ca și mine, sau mulți alții care vor să demonstreze. Suntem o echipă bună, aș spune eu, cu un antrenor de legendă, domnul Vujosevic, și toți oamenii care știu un pic despre basket au auzit despre el. Și jucăm și acasă, jucăm acasă în fața publicului nostru. Spune, toți ochii pe voi, exact. Dar cu susținere, dar, da, cu exact, suport, exact. Și acest lucru ne motivează și ne ajută. O să ne ajute foarte mult. Spuneam, Patrick, că puțin mai devreme, al treilea eveniment marca Sports Festival de anul acesta, iată, acest turneu internațional. Da, am început anul cu evenimentul nostru clasic, de la care a pornit acest brand până la urmă, Sports Festival, care a fost în luna iunie. Am avut meciul demonstrativ cu Simona Halep, Fabio Fonini, Marius Copil și Daniela Hantucova, un eveniment care a fost un record de audiență la BT Arena, peste 8500 de persoane. Am avut 40 de sporturi pe care le-am adus publicului larg, inițiere. Am avut undeva la 30 de ambasadori și foști campioni olimpici care au fost prezenți, Ciprian Marica, Camelia Potec, antrenorul Simonei Darren Cahill, Cătălina Ponor, foarte multe nume, Mihai Covaliu. Așa că, cumva, ce vrea Sports Festival este să educe cumva populația spre să ducă populația spre sportul de masă mai mult, să încurajeze, dar în același timp să aducă numele mari și exemplele mai aproape de oameni. Acesta a fost, cum ai spus, primul eveniment. Ulterior am organizat meciul de centenar al Universității Cluj, un moment istoric pentru ei, împotriva lui PAOK Salonic, chiar dacă momentul a fost puțin, cum să zic, mai greu pentru echipă, cu ratarea promovării. Cred că până la urmă e un brand unic și atunci ne-am fost onorați să organizăm acest eveniment și așa cum am spus, datorită faptului că anul trecut am făcut acest meci cu Panathinaikos, care a fost un real succes, atunci am spus să încercăm să ne extindem, să mergem la un alt nivel și să creăm un turneu cu 4 echipe. Este și o responsabilitate foarte mare, și dar în același timp cred că, cum am spus mai devreme, este un proiect unic la nivelul basketului. Mie îmi place foarte mult și am auzit voci care spuneau meciuri de o asemenea amploare, evenimente sportive, firesc ar fi să desfășoare în capitală. Ce caută ele la Cluj? Mie îmi place foarte mult că se întâmplă aici, în inima Transilvaniei. Cumva, nu toate ceasurile, lăsând la o parte faptul că toți care am crescut acest proiect de la zero sunt în clujeni, lăsând acest fapt la o parte, cumva noi primim foarte des întrebarea, o să vă extindeți sau vreți să mergeți și în București sau vreți să mergeți și în alte orașe. Noi ne-am dorit, doar că în acest moment Clujul deține o infrastructură unică, pornind de la stadion, de la sală, acel areal cu parcul central, care toate sunt în același loc, nu mai poți să găsești asta nicăieri. Folosibile și folosite. Exact. Sunt plus instituții muzeu, nu? Să exact. Administrația locală este foarte aproape de evenimente, de sport. Clujul respiră evenimente în acest moment. Și atunci cred că de aceea merge foarte bine aici, în această zonă. Și, cum spuneam, are un foarte mare potențial Clujul în acest moment. Vă reamintesc că, doamnelor, domnilor, weekendul 14-15 septembrie, acest turneu extraordinar League of the Four, vorbește-ne puțin despre achiziționarea biletelor, da, toată această parte. Deci biletele se găsesc pe site-ul nostru, pe www.sportsfestival.com, pe entertix.ro, în platinia la sediul Entertix, la Julius Mall, tot așa, la Casa de Bilete a Universității Cluj. Am făcut și o campanie foarte frumoasă, care toți cei care săptămâna aceasta își achiziționează abonament pot merge la Julius Mall și pe baza lui primesc un tricou personalizat, gratuit. Așa că, din nou, foarte multe motive de a-ți cumpăra abonament și, cum a spus și Rare, și eu sper să avem sala plină, pentru că e un moment istoric pentru echipă și trebuie să, și mi-aș dori ca UBT să beneficieze de pe urma lui. Rareș, Mornar, Partizan, Fenerbahce, încerci un clasament, care sunt cei mai de temut sau cum crezi că vor evolua lucrurile? Știu că e greu ce să De ce mai bun cred că suntem noi. Nu pot să spun altceva. Foarte tare. Nu pot să spun altceva și nu cred altceva. Normal, Fenerbahce e cel mai greu, cel mai mare din turneu.
Partizan este a doua, cea mai bună echipă, a treia din turneu. De altfel, antrenorul vostru, nu? Da, a antrenat foarte mult timp la... 11 ani. Chiar citeam pe Wikipedia că este cel mai titrat antrenor din istoria lui Partizan. A câștigat 5 trofee. Asta cumva, eu cred că e un mare avantaj pentru voi. Vine omul de la interior, să spun așa, și poate nu... Da, oarecum, să dezvăluie anumite secrete despre maniera de funcționare a acelei. Este adevărat, dar poate să fie un avantaj mare. Și să nu uităm nici de Mornar, care este echipă din Muntenegru, foarte, foarte bună și ea. A câștigat campionatul din Muntenegru acum 2 ani, joacă în Ava League, care a câștigat tot, cred că acum 2 ani, deci toate echipele sunt foarte bune și, nu știu, e greu să fac un clasament, însă cam asta ar fi. Spunea Patrick puțin mai devreme, semifinala, prima semifinală Mornar cu Partizan, iar a doua voi cu Fenerbahce. Cum le vezi? Eu cred că finala mică, cum vezi finala? Eu cred că finala mare va fi Partizan contra Cluj și finala mică Mornar contra Fenerbahce. Și nu mint când spun asta. Asta ar fi și antrenorul nostru fericit. Am dat două motive de fericire. Cum sunteți ca echipă închegați în momentul de față, pregătire pentru meci? Care sunt aturile voastre? Foarte, foarte bine. Deci deja ne antrenăm de vreo lună jumate. Deci suntem printre primele echipe. Cred că suntem prima echipă din România care a început pregătirile. Ne înțelegem foarte bine. Suntem toți oameni cu picioare pe pământ, oameni de treabă. Și avem câte puțin din toate. Suntem echipă foarte versatilă. Avem jucători cu nume mare, cum ar fi Planinić, care a jucat la Naționala Croației. A jucat în Eurocup, a câștigat Eurocup-ul, a jucat în Euroliga, deci... jucător foarte bun, cu experiență. Avem Patrick Richer, care și el a jucat foarte mult timp în Italia și în campionate foarte, foarte puternice. Și, mă rog, mulți alți jucători. Acum nu pot să vorbesc despre toți. Eu cred că suntem chiar o echipă foarte bună, completă, cu tot ce avem nevoie. Și cred că spectatorii vor rămâne un pic surprinși despre performanța noastră. Vorbeai puțin mai devreme și mi se pare foarte interesant și important în egală măsură acest lucru despre acea pregătire psihologică. Înțeleg că în ochii voștri e extrem, e la fel de importantă ca și pregătirea tehnică, pregătirea tactică, pregătirea fizică, nu? Da, numai asta este 50% din jobul nostru, să spui așa. Poți să fii pregătit fizic, poți să fii pregătit tactic, însă dacă nu ești pregătit aici, e degeaba. Asta e foarte important și acum, în ultimul timp, în ultimii ani, se pune mai mult accent pe asta, pentru că și-a dat oamenii seama cât de important este, până la urmă. Și toți avem rutinele noastre, cu toți avem formula asta de a ne pregăti, unele mai bune decât altele, dar da, este foarte important. Și știm, nu-i așa, Patrick, Sports Festival e și despre spectacol. Ce ați pregătit între reprize? Sunt momente speciale? Dă-ne câteva detalii. Da, cum vrem noi să spunem, adică sportul e până la urmă un show și un entertainment și asta trebuie să fie, nu trebuie să fie doar un simplu match, ca să zic așa. Clar, lucrăm foarte mult la partea de spectacol, așa cum am făcut și la evenimentele precedente. Vor fi momente înainte de fiecare match, după fiecare match, în pauze, foarte multe surprize pe care nu le voi dezvălui acum. Vreau doar să spun... Una dintre ele. Vreau doar să spun, să amintesc de fostul nostru capitan, Alexander Rașici, care... probabil e unul dintre cei mai buni jucători care au jucat vreodată la Cluj și extrem de iubit. Își va face momentul lui de retragere. Îi vom oferi momentul lui de retragere înainte de meciul cu Fenerbahce, deci în jurul orei 20 la sală. Va fi un moment special cu el în care va spune câteva cuvinte. Am pregătit și un video frumos pentru el. Moment emoționant care cumva cred că acest jucător, pentru cât a făcut pentru U, merită să aibă sala plină alături de el. Acesta e unul dintre momente, vor fi multe altele. Spuneai despre faptul că până la urmă orice meci ar trebui să aibă și această parte de fair play, de spectacol, nu de a te bucura, nu doar performanța care se întâmplă acolo pe teren. Și eu cred că, de fapt, la Cluj, publicul de aici gustă foarte bine, nu, aceste evenimente. Da, asta spuneam, că este și tradiție, dar în același timp este tradiție de evenimente, dar partea aceasta de care o spuneam de sports entertainment lipsea. Adică oamenii, dau un exemplu, când am făcut prima ediție a festivalului anul trecut, am organizat meciul de legende în România cu Barcelona Legends la fotbal.
a fost efectiv o isterie, 27.000 de bilete, nu ne așteptam niciodată la așa ceva și publicul efectiv a gustat din plin, a venit pentru spectacol și pentru numere și pentru exemple care erau în teren, nu neapărat pentru meciul de fotbal, pentru că totuși jucau jucători care s-au retras de ceva timp, dar este foarte mare dorință de aceste evenimente în Cluj. Rareș, mult succes ție și echipei tale. Finala mare să fie exact așa cum ai prezis-o tu astăzi în platoul nostru, evident, cu voi câștigători. Mult succes și vouă, Patrick, în organizare și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Regiunea în obiectiv, la final, rămâneți alături de programele televiziunii române. Sunt Ovidiu Damian, să aveți o după-amiază excelentă. La revedere!